Salut, sunt Tiberiu de la cel.ro și azi coborăm împreună pe Brâna Caprelor. Brâna Caprelor este doar o bucată din traseul de 3,5 km care duce de la Cabana Mălăiești, aflată la 1720 de metri altitudine, până pe vârful Bucșoiu la 2492 de metri. Brâna începe undeva pe la 2200 de metri și coboară până pe la 1800 în Valea Mălăiești și are o lungime de 1,5 km. Chiar dacă este despre capre, în niciuna din turele date pe ea, eu nu am văzut vreuna. Pe net am văzut că alții au fost mai norocoși, deci numele ei nu e chiar întâmplător. Mai sunt alte două trasee ce duc pe Bucșoiu, unul de la Cabana Omu și altul de la Prepeleac, Gura Diham. Brâna se parcurge conform indicatoarelor pe urcare cam într-o oră și jumătate și pe coborâre cam într-o oră. Eu am coborât-o după ce făcusem deja 19 km în jumătate de oră, dar dacă te aleargă ursul, se poate coborî chiar și în 20 de minute. Iarna e sinucidere curată să mergi pe ea și acum erau câteva bucăți cu zăpadă. Ideal ar fi să nu aluneci pentru că în jos nu te așteaptă nici bani și nici fericire. De asemenea, dacă în ultimii ani ai luat tot timpul liftul chiar și până la etajul 1, probabil nu e locul în care ai dori să mergi. Ai nevoie de un pic de condiție fizică și antrenament ca să o poți parcurge bucuros și în siguranță. Alături de jepii mici, turnurile Țigănești și Moara Dracului este una dintre cele mai spectaculoase porțiuni din Bucegi. Acum, dacă mă întrebați de ce ai vrea să alegi pe râpe, nu aș putea să vă dau un răspuns simplu. Adică, urcatul pe râpe e ceva de nișă. Alergatul e și el tot ceva de nișă. Alergatul pe râpe e clar nișa nișei. Site-ul de maratoane montane se laudă cu peste 2000 de participanți, dar practic, eu în 3 ani de când merg pe râpe, dacă am văzut 50 în total, din care majoritatea mergeau rapid, nu alergau, iar jumătate din ei erau străini. Probabil în alt episod o să detaliez pe tema alergatului și alergatului pe munte. Așa, dacă nu vă place fața mea în mod special, puteți sări undeva la minutul 4 unde am pus GoPro-ul în ham. Eventual să-mi spuneți în comentarii cum vi se pare mai interesant, filmat din băț ca în prima parte sau din ham. Momentan cam atât pentru astăzi. Până data viitoare, dacă vă place ce fac, dați un share și un like și cumpărați ceva de pe cel.ro. Urcați pe scări și aruncați din casă zahărul ăla nenorocit. Numai bine!